Fratele Ștefan. O să băiate un pic, fratele Nicolae, că eu la din timp un pic. Referitor la acest verset, ferice de cel ce dă și decât de cel ce capătă, acum sunt două aspecte aici. Cel ce dă, e fericit că are de unde să deie și ce să deie. Dar să deie cu gândul nu să primească înapoi o răsplată. Iar cel ce primește se bucură că primește, dar să nu uite că trebuie să mulțumească celui ce i-a dat. Și de aici putem dezvolta multe aspecte. Referitor la ceea ce a discutat înainte cu pământul și cu lucrurile, aș vrea să citesc câteva versete din Osea, capitolul 2. Și să rămână ca o idee de a gândi mai mult asupra acestor lucruri. Și eu citesc versetul 17, unde zice așa: voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniți pe nume. Atenție! În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ. Dar legământul va fi cu fiarele câmpului, cu păsările cerului, trădătoarele pământului. Voi sfărâma din țară arcul, sabia, orice unealtă de război și voi face să locuiască în liniște. Ai de mine, niște speranțe extraordinare. Apoi zice că te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Cum te voi logodi? Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată mare, bunătate și îndurare. Uite despre ce fel de logodnă este vorba. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Atunci, dacă ne rămân în minte aceste lucruri, când se va mai discuta despre logodnă, trebuie să avem în minte aceste lucruri. Și atunci așa, în ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, și ele vor asculta pământul. Pământul și cu cerurile vor comunica, zice Domnul. Pământul va asculta griul, atenție, mustul și undelemnul. Și acestea vor asculta pe Israel. Adică, ce înseamnă Israel? Israel înseamnă, adică, pe care o sădește Dumnezeu. Și mai vrea să mă amintesc un verset din Zaharia 8 cu 12, și semănăturile vor merge bine. Vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roa. Și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acesteia. Mulțumesc! Da, mulțumesc, frate Ștefan, mari făgăduințe, că minunate făgăduințe pentru viitor. Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune, să-L putem pricepe. Acum, dacă nu mai ridică nimeni mâna la comentarii la mână, putem trece la studiu din volum, frate Nicolae. Mulțumesc și mulțumesc fratele Fănică că mi-a făcut o introducere foarte frumoasă în felul cum va fi pe pământ în împărăția lui Dumnezeu. Și ceea ce învățăm noi acum, învățăm cum se vor face lucrurile pas cu pas. În primul rând, scopul Tatălui Ceresc este ca să readucă oaia pierdută, nu? Din nou la cele 99 de oi. În staul lui. Traducă să fie o turmă și un pastor, să aducă pe om, omenirea întreagă, să o aducă din nou la acolo unde a fost Adam, la chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci aici suntem în volumul 2, la pagina 136, unde ni se descrie că, după cum spune Biblia, de fapt, că pe pământ doar doi oameni au fost perfecți. Adam și Domnul Iisus Hristos. Aceștia doi oameni au fost perfecți. Ceilalți oameni s-au
s-au născut în păcat și fără de lege și chiar și Adam a căzut în păcat, vedem, și cei alți născuți din el s-au născut în păcat și fără de lege. Și acum planul divin este ca prin Domnul Hristos să-i aducă din nou înapoi la chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Printr-o aceasta mai trebuia făcut primul pas din programul divin de reabilitare a oamenilor. Că trebuie să zicem oameni de acum, că nu numai omul. Atunci a fost numai un om, dar de atunci s-au născut miliarde de oameni. Planul lui Dumnezeu de a reabilita oamenii din nou la chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum a fost Adam, și să li se redea din nou moștenirea asupra pământului. Lucrul acesta se va face progresiv, după cum avem și în materialul de față și după cum relatează Biblia, de fapt. Fratele Pănică ne aduce în evidență numai cuvintele lui Dumnezeu adresate lui Israel acolo. Că, dar trebuie să înțelegem că planul divin este într-adevăr un plan de reabilitare a omenirii, începând cu Israelul. De aceea ai pus totdeauna Israelul în capul listei. Și la chemarea cerească a fost pus în capul listei și la binecuvântările divine pământești, care încep încet, încet, pe măsură ce scăpăm de răutate, de păcat ce se există. Lucrurile acestea nu se vor face instantaneu. Aici descrie Biblia. Și materialul care îl avem de față ne arată cum se va face progresiv lucrurile acestea. Ca oamenii să se întoarcă din nou la chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, să le dea înapoi planeta, ca moștenire. Să le dea înapoi la oameni planeta. Veniți binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Aceasta este planul divin. Noi suntem cumva foarte aproape de a se începe aceste lucruri cu Pământul. Sigur că încă este mult rău în lume, dar sunt și binecuvântări care s-au amestecate oricum. Și trebuie să luăm și cei buni și cei rău și să vedem care de unde vin. Tot ce e benefic pentru omenire vine de la Dumnezeu. Fie că e știință, fie că e medicină, fie că e cultură, fie că e înălțare, totul vine de la Dumnezeu. Tot ce duce la înrobire, la răutate, la moarte, la răzbunare, la crimă, la rău, îi vine de la Satan. Lucrurile deocamdată s-au amestecat, adică se îngână ziua cu noaptea. Suntem într-un timp, să zicem așa, ca și cum îi în zorile zilei, în straja patra, când se îngână ziua cu noaptea. Ce înseamnă a se îngâna ziua cu noaptea? Înseamnă că la răsărit se vede lumină, iar în spate încă întuneric și încă oamenii încă bâșbâie. Cei ce și mulți dorm încă. Nu toți văd răsăritul, nu văd zorile. Așa cum se pare că îl vede cuvântul oamenii lui Dumnezeu de astăzi. Și am vrea să fim printre ei, sigur că da, ca să vedem zorile. Să vedem cei buni. Ce a adus Domnul Iisus Hristos bun la două oră? Și să le dăm la o parte cei rău, nu le-a adus Domnul, dar sunt lucrurile s-au amestecate, cum am zis. Acolo unde se folosesc binecuvântările Domnului, se aduce progres în țară, în orice țară ar fi, unde nu se aplică aceste reguli de dreptate, de nepărtinire și conducere corect cât de cât dreaptă, lucrurile merg foarte prost, din ce în ce mai prost. Lucrurile acestea vor fi curmate, adică se vor încheia această tranziție, cum am zice, trecere de la o conducere rea la alta mai bună. Aceasta este o perioadă de tranziție, cum trecem noi acum. Vedem, suntem în primăvară, dar trecem de la anotimpul rece spre cel cald. Și vedem că mai există și îngheț pe aici, pe acolo. Nu e chiar cald încă. Așa e și timpul în care ne găsim noi acum.
Și aici zice, după cum am zis, la pagina 136, că scopul lui Dumnezeu este ca întreaga omenire pentru care a murit Hristos să poată fi reabilitată. Depinde de ei acum. Depinde de oameni dacă vor accepta toți. Pentru că există și un avertisment încă de pe vremea lui Moise, care îl repetă și Apostolul Petru în Fapte 3, de la versetul 23, care zice că cine nu va asculta de acel proroc va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul omenirii. Aici zice poporului. Ca să înțelegem lucrul acesta, că se va aplica pe plan mondial această regulă, pentru ca să se poată introduce o împărăție a dreptății, trebuie să înceteze numai decât războaiele, să înceteze domnia răului definitiv și Satan să fie legat. Deci, perioada aceasta este o perioadă în care Satana nu se simte comod, adică conducerile lui nu se simt comode. Hai să vorbim așa mai pe înțelesul nostru. Conducerile lui de pe pământ nu se simt comode. Asta înseamnă că nici Satana nu se simte comod. Că el le cam guvernează, nu? Și aceste conduceri caută tot felul de soluții, dar nu sunt corecte, că toate sunt bazate pe egoism și pe nedreptate. Așa că vor cădea, se vor prăbuși. Cum a zis fratele Fănică, va scade idolii șarpele va împunge călcâiul. Deci aceste reguli pe care le va învăța lumea în viitor, biserica le-a învățat deja. Să în împrejurări foarte grele, dar fără ajutorul Domnului Iisus, nici ea n-ar fi putut face și nici lumea nu va putea face fără ajutorul Domnului Iisus și de asta dată și a bisericii sale, care a trecut prin experiențele umane și cunoaște situația mondială și a slăbiciunile omenești și poate să fie compătimitoare, nu numai ca rege și ca preoți. Citesc aici. La fel și omenirea în general, pe măsură ce membrii ei vor reveni treptat la chipul de multă vreme pierdut al lui Dumnezeu, ei vor fi chipuri și asemănări trupești ale Tatălui și ale Hristosului. Aici când zice Hristosului, nu se referă doar la Iisus, ci la întregul său corp și biserica. Iar la începutul mileniului, după cum am văzut, vor exista modele de umanitate perfectă în fața lumii. Și ne trimite la volumul 1, unde arată că cum vor învia Avram, Isaac și Iacob ca oameni perfecți. Și amintește și aici. Avram, Isaac, Iacob și sfinții profesi deja încercați. Eu fost încercați atunci, ca și biserica, când Satana domnea. Încercați și aprobați, vor fi prinți printre oameni, exponenții și reprezentanții împărăției spirituale nevăzute. Hristos va fi manifestat în ei, în trupul lor, cum Tatăl a fost manifestat în trupul lui, adică în Iisus. Și când cine va vrea, va ajunge la perfecțiune și va veni în deplină armonie cu voința lui Hristos, fiecare din aceștia vor fi un chip al lui Dumnezeu și al lui Hristos. Și în fiecare din aceștia va fi manifestat Hristos. Aici vorbește deja de întreaga omenire, că îi se dă șansa de a se întoarce în baza prețului de răscumpărare, în baza puterii de înviere pe care i-a dat-o Domnul Iisus, Tatăl la Domnul Iisus ca să învie morți. Aceștia vor fi educați într-o școală de corecție, sub condiții foarte favorabile, când pământul își va da roadele, cum a citit fratele Fănică, când va fi peșuc peste tot, vor înceta uraganele, furtunele, toate necazurile acestea, și oamenii nu vor îmbătrâni, după cum reiese și din
profeția lui Isaia 65:20, mi se pare. Zice că cine va muri la 100 de ani va fi tânăr. Mai departe, zice textul așa. Dar ați vrut să zice careva ceva. Nu, bun. Pentru că a fost creat în chipul moral al lui Dumnezeu, omul perfect, consacrat pe deplin. Atenție, consacrare va trebui și la om, numai la biserică. Predare definitivă lui Dumnezeu. Pentru că a fost creat în chipul moral al lui Dumnezeu, omul perfect, consacrat pe deplin, va fi capabil să aprecieze perfect Spiritul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Iar biserica glorificată îl va conduce. Fără îndoială, de asemenea că viziunile și descoperirile directe, precum și comunicările generale între împărăția spirituală, adică între Domnul Iisus și biserica din aer, ființă nevăzute de oameni, și reprezentanții și exponenții ei pământești, adică profeții, vor fi mult mai libere și mai generale decât au fost vreodată înainte comunicările similare. Vor fi mult mai conform ordinii comuniunilor din Eden, înainte ca păcatul să fi adus condamnare și separare de favoarea și comuniunea lui Dumnezeu. Ce am înțeles eu de aici este că comunicările, adică între faza conducătoare, între biserică, Domnul Iisus și biserică și lume, se va face prin profet. Acum noi, aici autorul avansează diferite forme de comunicare. Deci că vor fi mult mai ușoare și mai ușor de comunicat, adică între ființele spirituale și cele pământești, cum a fost în trecut. Știți că și în Vechiul Testament au fost comunicări între ființele spirituale și cele pământești, prin îngeri trimiși, prin diferiți ambasadori din cer trimiși, cum a fost trimis la Daniel și așa mai departe, la Avram, la Lot. Și, dar în împărăție zice că va fi și mai... și comunicarea va fi și mai la îndemâna noastră, cum s-ar zice, mai ușor, mult mai ușoară decât cum a fost în trecut. Mai departe, dacă aveți ceva de comentat, eu mă opresc ca să vă dau și la voi dreptul, dar dacă nu văd luare de cuvânt, eu citesc încă un pic și apoi mă opresc. Nimic, deci, nici rațional, nici scriptural, nu cere ca Domnul să se arate la a doua venire a sa în diferite trupuri, în carne. Nimeni, deci, nici rațional, nici scriptural, nu cere ca Domnul să se arate la a doua venire a sa în diferite trupuri de carne și oase. Deci nu cere, nu-i cazul ca Domnul Iisus să se arate omenirii așa cum s-a arătat ucenicilor atunci, după înviere. În corp omenesc. Nu-i necesar. Că o asemenea procedură nu este esențială. Este evident din succesul împărăției lui Satan, care lucrează prin ființe umane, ca agenți. Cei care se împărtășesc din spiritul răului și al erorii îl reprezintă cel mai deplin pe marele prinț nevăzut. El este vizibil astfel în trupul lor, cu toate că el însuși este o ființă spirituală invizibilă pentru oameni. Aici ne trimite să facem comparație, că și Satana cam așa lucrează. El fiind o ființă spirituală, nu poate fi văzută de oameni, nici demonii nu pot fi văzuți de oameni, dar demonii pot intra în oameni și se lucrează cu oameni, da? Domnul Iisus a scos demoni, a scos dragi din oameni și a arătat că unii oameni de pe pământ sunt influențați de ființele extraterestre, să zicem așa, sau supranaturale, demoni aceștia, unii dintre ei sunt influențați și îi se bagă în minte și le distorsionează mintea. Cum? Noi nu știm cum. Nu putem explica cum.
când Domnul a scos dracii din oameni și dracii au mers în porci și porcii o s-au înnecat. Vedem, e ceva care eu nu pot să-mi explic. Cred că și voi puteți să vă dați seama că sunt niște lucruri care ne depășesc un pic. Frate Michi? Da, Domnul binecuvântează pe toată adunare. Eu am avut ocazie, am văzut oameni și femeie care lucra cu satană și făcut lucruri mari. Dar nu s-a văzut satana. Dar așa e un document mare și Domnul care este prezent astăzi, el fac lucruri mari, dar nu se vede toată lumea. Și munca lui prin cei cu care lucrează, adică care este agresat la el. Și Domnul are putere ca să putut să facă într-o an sau cum se spune, câteva timp mai scurt, ca el are răbdare și vrea oamenii care se vadă să fie încercate și oamenii se pornească singur să slujească pe el și crede în el și în prezența lui și munca lui care vedem. Nu mă aduc aminte în copilărie a mele, când toate timpul a fost plin cu oamenii și cu munca grea o câștigat pâine. Pe drumul aici la noi era cu noroge, o jumătate de metru, nu mai putut face să margă căruci. Și unde suntem acum? Deci este atât document, prezența Domnului și munca lui și mult aș putem vorbi despre prezența lui și munca lui. Mulțumesc! Da, mulțumesc, frate Michi. Mai departe, zice textul așa, membrii Hristosului, adică membrii bisericii, Domnul cu biserica, membrii Hristosului schimbați, făcuți părtași naturii divine, vor fi ființe spirituale, după cum și Satan este o ființă spirituală. Și, deopotrivă, invizibil, Satan, nevizibil pentru oameni, nimeni nu l-a văzut. Activitatea lor, adică a ființelor spirituale, va fi similară ca manieră, adică ca mod de manifestare, deși direct opusă în caracter și rezultate. Deci și conducerea lui Hristos și a bisericii se va face cam cum se face conducerea lui Satan pe pământ. Oamenii de pe pământ nu văd conducerea lui Satan din aer, nici pe demon, nici pe Satan, dar se văd lucrările lui Satan, adică oamenii care lucrează, care fac rău pe pământ. Ăștia sunt oamenii lui Satan. Cor fi la conducere de țări, cor fi în funcții mai mari sau mai mici, toți cei ce lucrează spre rău sunt influențați, mintea lor influențată de puterea lui Satan. Agenții lor onorați, nu legați și înrobiți, adică acest agent al lui Hristos, nu vor fi ca agenții lui Satana. Conducătorii pământului sunt robi ai lui Satana. Mă înțelegeți? Toți împărații și toți ăștia ce au condus lumea, ei nu au fost oameni liberi, ca și robii lui Hristos. Ei au fost robii lui Satan în sensul că, într-adevăr, nu au avut nicio libertate. Ei trebuie să execute lucrările lui Satan. Fie că n-au vrut. Agenții lor onorați, nu legați și înrobiți prin ignoranță și slăbiciune, cum procedează Satana. Deci, oamenii lui Hristos nu ia să ne adune Domnul Hristos în ignoranță și în neștiință pe oameni, ci în cultură, în dezvoltare, în înțelepciune, cum sunt și mai mulți dintre slujitorii lui Satana, ci făcuți desăvârșiți și cu adevărat liberi.
vor lucra inteligent și armonios de bunăvoie și din iubire, iar funcțiile lor vor fi răsplăți ale dreptății. Vezi diferența între robii lui Hristos și robii lui Satana. Cuvântul rob dă de înțeles că nu ești liber, dar a fi rob al lui Hristos, ești cu adevărat liber. Nu așa a zis Domnul. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Aceasta este, nu știu cum să explic eu, o libertate a minții, a inimii, a gândurilor, o libertate a iubirii. E ceva diferență de la cer la pământ, între robii lui Hristos și robii lui Satan, nu? Da. Mai departe, zice așa, prezența Domnului nostru va fi manifestată lumii prin demonstrații de putere și slavă mare, nu însă neapărat pentru vederea naturală, ci pentru ochii înțelegerii lor, când se vor deschide pentru a aprecia marele schimbări pe care le va face noul conducător. Deci când lumea va vedea că se conduce lucrurile în țară după dreptate, vor vedea că aici s-a schimbat, ori înțelege că numai aceeași conducere care a fost trecut, care toate mereu spre rău și cei răi înfloreau, celor răi le mergea bine, cum zice Maliachi, acum fericim pe cei trufași, celor răi le merge bine. Blestemă pe Dumnezeu și scapă. Dar lucrurile se vor inversa, zice tot profetul. Că va veni vremea, că se va putea face deosebirea între cei ce servesc lui Dumnezeu și cei ce nu servesc. Deci oamenii își vor da seama și vor vedea pe Hristos și biserica prin lucrurile lor. Prin lucrările lor drepte, aducătoare de binecuvântări pentru toți oamenii. Și natura se va schimba, și tot, și pământul, și tot, și animalele, și fiarele, cum o citi fratele Fănică, voi face legământ și cu fiarele, nu? Deci nici fiarele nu vor mai fi fiare. Că leu va mânca paie ca bou, nu? Așa și din Isaia, nu? Leu și cu bou, și lupul, și cu mielul, și așa mai departe. Vaca și ursoica și șarpele nu va fi otrăvitor. Deci ne putem imagina ce va fi. Noi parcă suntem, nu știu cum să zic, în science fiction, în ceva care nu putem să ne imaginăm cât de frumos va fi. Domnul Iisus toate le va face lucrurile noi. Da, frate Fănică. S-a citit și s-a făcut o comparație între demoni care intră în mințile oamenilor și care fac lucrurile care le fac. Și o parte a sfinților care vor fi pe plan spiritual, care vor lucra și ei pe un plan invizibil, așa cum Satan este invizibil, așa și această clasă va fi invizibilă și ea va lucra așa cum au lucrat demonii, adică vor intra în mințile oamenilor la un timp favorabil în care să facă binele, asta să înțeleg. Da, întrebarea mi se pare foarte bună. Putem să răspundem și eu mă gândesc la un răspuns, dar n-aș vrea doar eu să monopolizez acest studiu. Adică pot fiecare dintre noi să dea un răspuns la ceea ce zice fratele Fănică. Dacă sora Maria Sandu are aci, dacă nu, altcineva. Da. Nu aici am alte versete. Știu, dar hai să dezbatem o dată asta ce-o zis fratele Fănică. Da, bineînțeles, sigur că da. Deci, dacă Satana și demonii intră în mințile oamenilor, forțat, fără ca oamenii să vrea, Spiritul lui Hristos, sau cum să zic, influența lui Hristos și a bisericii vor intra forțat în mințile oamenilor. Eu cred că asta a fost întrebarea, dacă am înțeles eu bine, frate Panică, nu? Da. Da. Acum să vedem ce răspundem la asta. Sora Maria Sandu, ai ceva răspuns la asta?
Nu am la asta. Eu... Bun, bine, te ținem cont de ce ai ridicat mâna. Sora Lidia. Sora Lidia. Mulțumesc, pace tuturor. Acum am înțeles mai corect întrebarea. Nu știu cât de potrivit va fi răspunsul meu. Eu cred că și în prezent și în viitor, fără voința omului, nu va intra niciun înger bun, niciun înger rău. Vă mulțumesc. Da, dar eu mă tem că astăzi îngerii răi intră fără voința oamenilor în mintea multora. Pot să spun sigur. Fratele Russell spune, frate Nicolae, eu am citit asta la fratele Russell, că deci trebuie să ai un acord de plin ca acel lucru să intre. Dacă tu nu ai acordul acesta, ei nu, lor nu ni se îngăduie să intre. Trebuie să ai o măsură de voință, deci trebuie să-i fi dat voie puțin ca să intre. Deci trebuie noi să fim foarte deciși. Asta e în cazul bisericii, soră Lidia. Soră Lidia, asta e în cazul bisericii, acelor ce au făcut legământ de jertfă, care în cazul omenirii, care sunt străini de Dumnezeu, satana poate lucra cu mintea lor cum vrea. Da, așa este. Mulțumesc. Și nebunii care sunt la spitale de nebuni, ăștia sunt oameni în care au intrat satana, au intrat demoni în mintea lor, fără să vrei ei. Dar Hristos nu va proceda așa. Frate Micloș? Da. Deci am avut ocazie în timpul militar și după și înainte am avut oamenii care au îngăzat că nu teme niciun Dumnezeu, nu mai îndrați. Deci așa cum o zice frate Ștefane, că sunt oameni care au îngăzat de la el. Ăsta zicem, e lucrări cu satana. Dar fost unul în pușcărie că am fost mecanic acolo la pușcăriași și fost oameni care fost distruși de demon. Și nu putut să scoate, îi zic că au trecut 40 de ani, au făcut câte vreme au lăsat acasă, nu știu cât, după 10 ani sau 14 ani, când s-au dus acasă, au murit oamenii. Deci sunt oameni care este distruse, așa cum o zice și Nicolae, de demon. Dar sunt oameni care au angajat la el și lucrează cu satan. Dar așa care lucrează cu satan, ăsta poate să angajat la Domnul și pe el oprește. Am fost în unii loc, când am intrat, satana nu putut intra. Și am o verișoară este, el a fost meritat la un loc unde socra lui lucra cu satana. Era spiritistă, da. Și satana nu mai putut intra după ce nu au intrat acolo, pentru că a fost pocăit. Nici cum nu putut să intre, oricât a făcut, oricât a plecit. Și la urmă a dus miliția și a scos afară pe nora acolo că satana nu a putut intra, nu va dupe și a ieșit. Nici o fir de altă sună rămâne. Deci ăsta e care este angajat la satana. Mulțumesc! Mulțumesc, frate Michi. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, zice Pavel, în 2 Corinteni 4:4, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind razele Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Lumea care nu s-a întors la Iisus să-L ia ca apărător al lor, ei nu se pot opune. Nici noi nu ne putem opune lui Satan direct, fără ajutorul lui Iisus. Nu știu dacă se înțelege lucrul ăsta. Pentru că nici evreii în vechime nu se puteau lupta cu dușmani mai mari ca ei fără ajutorul lui Dumnezeu. Ei erau victorioși dacă Dumnezeu era cu ei. Și noi suntem victorioși asupra lui Satan, dacă Hristos e cu noi.
Dacă noi cedăm lui Satana, atunci suntem lăsați pe mâna lui Satana. Cum zice acolo, l-am dat pe mâna Satanei, zice Pavel, de unul. Ca să învețe minte. Nu l-o dat să-l mănânce Satana, nici să-l distrugă. Dar a venit o pedeapsă peste el. Probabil se va corecta în viitor, din moment ce a zis Pavel, ca să învețe minte. Dar vedem că mulți oameni sunt posedați de demoni care nu se pot opune. Ei cred că sunt normali. Îi fac pe alții nebuni. Da, sora Maria, sora Maria Sandu, am rămas dator cu întrebarea ta. Da, eu am vrut să aduc câteva versete în sprijinul ultimului paragraf pe care l-ai citit tu, frate Nicolae. Că prezența Domnului nostru va fi manifestată lumii prin demonstrații de putere și slavă mare. În Matei 24:30 ne spune așa: atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Și alte versete, în Isaia 24:11-12, spune așa, Isaia 24:26. Doamne, mâna ta este puternică, ei n-o zăresc, dar vor vedea râvna ta pentru poporul tău și vor fi rușinați, va arde focul pe vrăjmașii tăi. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Ce frumos! Și în Psalmul 72:7 spune așa: în zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. Aici nu înțeleg eu cum e cu luna asta, dacă vrei, frate Nicolae, să-mi explici puțin. Mulțumesc! Nu pot să le explic pe toate, că nu le știu nici eu. Deci în zilele lui va înflori cel neprihănit, asta înțeleg. Asta cred, dar cum până nu va fi luna? Va fi belșug de pace până nu va mai fi luna. Am eu o gândire a mea, dar nu pot să o public pentru că nu vreau să fac din ea o dogmă. Nu știu dacă e bună. Poate știi alt, frate, poate. Eu zic că trebuie să mergem pe ideea soră da? Maria din Deuteronom 29:29. Știi ce scrie acolo? Câte sunt descoperite sunt ale noastre. Sunt ale noastre, cele nedescoperite. Sunt descoperite, nu batem, nu forțăm ușa de la cămara Domnului să scoatem de acolo ce sunt închisă. Pentru că alea sunt încă închisă. Nu trebuie să dăm noi interpretări unde nu putem găsi. Te rog să mă ierți, dar am crezut că poate știi. Eu nu știu. Bine, mulțumesc. Poate există altcineva de aici care se poate să spună, până nu va fi lună. Eu am un gând, vă spun, dar nu pot să-l comunic pentru că s-ar putea să fie o greșit. Fraților, deci timpul s-a încheiat. Acum, nu știu, dacă nu mai aveți voi nimic de spus, încheiem cu rugăciune. E drept că Iisus a murit pentru păcatul meu și pe cruce a suferit Fiul lui Dumnezeu. La cruce, lumină am zărit, orb eram, vederea acolo am primit. Căci lui Iisus am deschis inima, opsana, pacea, cum aia mea. Simțesc eu durerile lui, scumpe-mi sunt rănile, prin care înțeleg de-a ajuns iubirea ce face.
La cruce, la cruce, lumină am zărit, orb eram vederea, acolo am primit, căci lui Iisus am deschis inima, Osana, pacea cu maia mea, datoria mea, Iisuse, cu plâns n-o pot plăti. Cum sunt, te rog, primește-mă, că ție-ți voi trăi. La cruce, la cruce, lumină am zărit, orb eram vederea, acolo am primit, căci lui Iisus am deschis inima, Osana, pacea cu maia mea. Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Noi mulțumim și noi. E drept că Iisus a murit pentru păcatul meu și pe cruce a suferit Fiul lui Dumnezeu. La cruce, la cruce, lumină am zărit, orb eram vederea, acolo am primit, căci lui Iisus am deschis inima.